sus pe aripi de furtună, zguduind pământul tună, parcă zboară, parcă nuată, scui pe foc, înghite drum și într-un val vârtej de fum a ajuns aici deodată. Cine-i? Ce-i? Ce începe aici? Se întreabă întreaga ceată de părinți, bunici și pici. Ce să înceapă? Natural! E ora lui Cabral! Dacă mai dura intro un pic, ziceam la revedere, ne vedem ediția următoare. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Am pentru voi astăzi o întrebare simplă. Deci am între voi pentru astăzi. Ce este lunula? Lunula, să te aud capătul 14. Lunula. E, aia, anagrama era zică ceva. Cine? Exact partea albă a unghiei, doamnă, ziceți foarte bine. Foarte bine. Pare că e cert, dar nu e cert. Ca de obicei, 6 runde cu răspunsurile favorite puse acolo sus. Că mi-ai trimis tu, doamne, mie toți nebunii. Pe marele ecran LED lăudat fie ochiul lui. Sunt nebun, jur. Fiecare răspuns dă? Puncte. Hai că aici n-am înțeles. Dacă nu dă puncte, atunci... Piti. S-a auzit mamă, noroc, sănătate. Cu cine jucăm? Dragan. În aplauzele voastre, familia Dragan. Din Bacău sunt ele toate frumoase aranjate, după cum vedeți, titirisite de nu s-a mai văzut. Mirabela este capitan. Bună. Bună. Mirabela este gestionar. Zic bine? Da. În viața privată este pasionată de manicură. Zic bine? Foarte bine. Cu lunul am zis bine? Foarte bine. Ați auzit? Da. Acriturilor. Și, este și pasionată de făcut casa lună. După ce de retică se premiază cu o porție strașnică de musaca sau cu o sesiune de cheltuit banii. Urăște să schimbe lenjeria de pat, jucăriile zornăitoare și mâncarea picantă. Adevărat. Bun, bun. Cu cine ai venit? Am venit în această seară alături de prietenele mele și cu metrele mele în același timp. Claudia. Bună, Claudia. Bună, Cabral. Ana Maria, cu mătra mea. Bună, Ana Maria. Kitty, cu mătra mea. Bună, Kitty. Andra, Ghici, cu mătra mea. Cu mătra ta. Și cumnata lui Kitty. E la fel de complicat cum e la voi. Că cei sunt între ei cu scrudă, cu mătru vitre, cu ei de nenorocire acolo. Exact. Claudia este merchandiser și o mare fan a excursiilor în familie și a serilor de dans cu prietenii. Am zis excursii, lor vi s-a părut vouă, că am zis altfel. De câte ori are ocazia, fuge la volanul mașinii sale. O enervează muștarul. Să uite urât la tine? Nu-mi place, nici să nu-l văd. Nu-ți place muștarul? Îi sare muștarul. Serios? Cu nimic? Adică nu muștărești cu nicio ocazie? Nici să nu văd. Doamne, ce viață trebuie. Dificilă. O enervează timpul care trece prea repede, dar și gătitul. Exact. Se declară o persoană sufletistă. Măcar atât. N-am zis nimic. Ana Maria este tehnician, masor și lucrător comercial. Are o pasiune aparte pentru poveștile citite seara celor doi copii și pentru plimbările cu bicicleta. Nu este prietenă cu aspiratorul, cu ciorba de fasole și nici cu fustele. Decât dacă sunt absolut necesare. Da. Bun, și eu la fel. Kitty este secretară și rezervist voluntar. Adoră lectura, sportul și cafelele băute împreună cu mama sa. Evită timpul petrecut în bucătărie, polistirenul și spațiile închise. Mamă, îi plouă în gură doar când se gândește la o înghețată cu fructe în miez de vară. Bun. Da. Andra este mamă cu acte în regulă și asistent medical în devenire. Este o împătimită a shoppingului, a muzicii și a salatelor. Nu suportă vasele murdare, mâncarea de ardei și hainele ce așteaptă să fie împăturite. Iar plăcea să fie cea mai înțeleaptă persoană din lume. Poate ești. Poate. Mă îndoiesc. Mă rog, știi tu mai bine. Nu încă. Bine ați venit la noi! Bine, bine. Sper să ne distrăm împreună astăzi. Trebuie. Să aveți baftă. Mulțumim. Baftă. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. De cealaltă parte, familia Ioniță! Din Lilieci, Bacău sunt ei. Răzvan este capitanul. Salut, Răzvan. Salut. Răzvan, bine ați regăsit. Bine v-am găsit. Cu cine ai revenit? A venit cu Gabriel, cu mătrul meu.
Salut. Ok, nu ne mai explica. Sunteți cu mătrii, cu metri între voi, cu cuscri, cu zirin doar numele, că e ok, că e decomplicat, mă doare capul, e nenorocire. A încercat săracul om, că el e bine, el zice bine. Ediția trecută, că el știe, eu nu înțeleg, la mine e o... Așa, deci ai venit cu Gabriel. Gabriel, Franz. Așa. George, da? Și Daniel. Sunteți urde între voi. Da. Da. Asta voiam să știu, baftă! Baftă, 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 baftă. Jucăm? Perfect, haideți. Să vedem câte variante avem. Sunt 8. Am întrebat 100 de români. Pe lângă mașini, ce vezi într-o parcare pe marginea autostrăzii? Motociclete. Motociclete. Avem motociclete. Biciclete. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Pe lângă mașini, ce vezi într-o parcare pe marginea autostrăzii? Toalete. Optimistă? Trebuie. Bun. Ana Maria. Pe lângă mașini, ce vezi într-o parcare pe marginea autostrăzii? Câini. Câini. Din păcate, ai dreptate. Nu știu dacă avem acolo. Nu e acolo. Kitty, pe lângă mașini, ce vezi într-o parcare pe marginea autostrăzii? Stații Beco. Ok. Stații de benzină. Bun. Pe lângă mașini, ce vezi într-o parcare pe marginea autostrăzii? Spațiu unde se poate servi masa. Ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Mirabela, pe lângă mașini, ce vezi într-o parcare pe marginea autostrăzii? Vulcanizare. Nu e acolo. Eu vă ascult. Oameni. 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 5 variante. Pe lângă mașini, ce vezi într-o parcare pe marginea autostrăzii? Oameni. Semână. Când știgă această rundă, familia Ioniță. Cred că doar gunoi, fără pubele. Tiruri. Foarte bine, domnule. Ce spui tu, plăntuță? Rulotă? Masă, bănci, rulotă. Bun, bun, bun. Tiruri. Tiruri. Camioane. Indicatoare, spune trandafir și nu zice deloc rău. Bancuri. De la ce v-ați luat? Cabine telefonice fără telefon. E și mai bine. Cabine telefonice. Nu, că nu sunt cu cabine. Sunt telefoane de urgență. Nici măcar cu fise. Degeaba. Dar noi am plătit pentru ele. Ele sunt acolo. Wireless. Dar nu sunt acolo. Asta e o problemă de metafizică. Așa, vă ascult? Camioane. Indicatoare. Iată, iată. Runda A. Cu cine? Hai. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Telefonul. Telefonul. Nu mai sună. Boxele. Bun.
Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Claudia. Ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Scena. Scena. Bun. George, ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Oamenii. Oamenii, domne. Bun, bun. Avem. Daniel, ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Timpanele. Foarte bine, domnule. Răzvan, ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Tribuna. Tribuna. Gabriel, e rândul tău, nu? Ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Geamurile clădirilor din împrejurim. Ar putea fi? Da. Bun. Frenț, ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Tribunele arenilor. Ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți? George, ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Pământul. Da, și mi-a făcut și cu degetul. Da, bine. Bun, domnule. Daniel, ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Vocea cântărețului. Opa. Nu? Sau corzile vocale, dacă... Dar nu, că ne-am prins. Dacă are, dacă nu are, rămânem pe buric. 56 de puncte în joc. Vă ascult? Mobilierul. Ok. Scaunele. Am înțeles. Instrumentele. Am înțeles. Chitara. Am înțeles. Două variante. Unul și treiul vă așteaptă acolo, Mirabela. Ce începe să vibreze când la un concert rock se aud basul și cu toba mare? Instrumentele. Câștigă această rundă familia Drăgan. A chițăit cineva când care s-a bucurat la voi? Cine a chițăit? Nu știți? Nu știu. Nu v-ați dat seama, nu? O să fiți un chiță. Chiți! Ce mai avem? Berea în halbă, domne. Bravo. Sigur, răspuns favorit, sunt sigur că ai dreptate. Gigi. Păi nu? Avem 30 de puncte la 56. Luăm o pauză scurtă, ne întoarcem cu runda a treia. Am revenit cu runda A. 3. Avem 30 de puncte la 56 și jucăm runda a treia cu... Să vedem câte variante. 8. Am întrebat 100 de români. Te lăfăi ca un belfer pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar îmbietor. Ce-i în el? Bere. Bere. Avem bere. Aisti. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. George, te lăfăi ca un belfer pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar îmbietor. Ce e în el? Un cocktail. Un cocktail? Favorit? Cineva se pricepe, domnul. Daniel, te lăfăi ca un belfer pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar îmbietor. Ce e în el? O limonadă. O limonadă. Da. Un belfer care se chinuie să-și revină.
Bun. Răzvan, te lăfui ca un belfăr pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar înbietor. Ce e în el? Coniac. N-avem varianta asta. Gabriel, te lăfui ca un belfăr pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar înbietor. Ce e în el? Vin. Vin? E, nu. Ce vorbești, domnule? Frânț, te lăfui ca un belfăr pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar înbietor. Ce e în el? Whisky cu gheață. Avem? Aveți dreptul să vă sfătuiți. George, mă bazez pe tine. Te lăfui ca un belfer pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar înbietor. Ce e în el? Frape. Avem, domne, frape, cu accent, cu tot ce trebuie. Daniel, te lăfui ca un belfer pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar înbietor. Te și văd așa cum stai tu acolo. Ce e? Ce e în pahar? E timpul de șampanie. Na! Am revenit. Am gândit ca sarachia, dar uite, cineva a fost acolo. Ia uite. Vorba lui Exarhu, cu bule. Răzvan, apropo, te lăfăi ca un belfăr pe marginea piscinii, iar chelnerul îți aduce un pahar înbietor. Ce e în el? Tequila. Mamă! 80 de puncte în joc. Vă ascult. Apă. Apă. Gin. Gin. Apă. Apă. Fresh. Fresh. Avem două variante, 4 și 8-ul. Mirabela, te lăfui ca un belfăr pe marginea piscinei, iar chelnerul îți aduce un pahar înbietor. Ce e în el? Gin, apă tonică. Gin. Runda belfărului o câștigă familia Ionuț. A zis Andra apă. Avem apă? N-avem apă. Este apă, este. Apă. E fresh acolo. Fresh. E fresh. Apă de la ghiveta, ia. Poftim, na. Fresh. Lambrusco. E vin Lambrusco. Nu prea mai e vin. Fresh. Fresh, domne, fresh. Fresh pe vitamină. Asta a fost a treia sau a patra? A treia. Atunci a patra direct. Să vedem câte variante avem. Sunt 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ți-ai instalat un șemineu grandios. Cred că rămânem pe belfăr, se pare. Ți-ai instalat un șemineu grandios. Dacă nu mai ai bani și pentru... Deci gata, s-a dus cu belfărul. Ți-ai instalat un șemineu grandios. Dacă nu mai ai bani și pentru un tablou scump, ce pui deasupra lui? 2 coarne de alea de vânătoare. Avem coarne. Mileu. Un mileu. Așa. N-avem, dar e o idee foarte bună. Jucăm, pasăm? Jucăm, bineînțeles. Hai să jucăm, mulțumesc. Daniel, ți-ai instalat un șemineu grandios. Dacă nu mai ai bani și pentru un tablou scump, ce pui deasupra lui? Că tot vorbeam, o lumânare. Răzvan, ți-ai instalat un șemineu grandios. Dacă nu mai ai bani și pentru un tablou scump, ce pui deasupra lui? Pune ceva, Răzvane. Mai rustic așa. Mai rustic așa, sigur nu era răspuns acolo. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Gabriel, ți-ai instalat un șemineu grandios. Dacă nu mai ai bani și pentru un tablou scump, ce pui deasupra lui? Un televizor. Televizor. Nu pui un televizor.
Nu pui un televizor. Nu mai punem. Televizorul. Problema e că din când în când te mai ia flacăra și te uiți în șemineu și nu vezi subtitrarea, faci urât. Friends, ți-ai instalat un șemineu grandios, dacă nu mai ai bani și pentru un tablou scump, ce pui deasupra lui? O vază cu flori. O vază cu flori. Avem? ...22 de puncte. Vă ascult? O poză de familie. O poză de familie. Fotografie. Fotografie. Poză. Poză. Sticlă decorativă. Sticlă decorativă. 6 variante. Ți-ai instalat un șemineu grandios. Dacă nu mai ai bani și pentru un tablou scump, ce pui deasupra lui? O fotografie. Ce este aceea? O sticlă decorativă. Pot trebui să zic ceva. Foarte bun. Foarte bun. Câștigă această rundă și 22 de puncte, familia Drăgan. Deci, șemineu grandios. Atât e grandios că marafeții s-au cam sfârșit. Ce punem sus? Nimic. Bibelouri. Peștele. O draperie. Un bibelou. Bibelan de porțelou. Altceva. Cărți? Da, că dacă nu ia focul, mai arunci una acolo, mai... Un desen. A zis cineva lemne. Deja sună spiritism. O draperie. Stați un pic, că țin spiritism mai departe. O ce? O mască. O mască. Venețian. Oh. Mascați. Mascați. Avem o mască cu lână, cu găină, din localitatea Udu de jos. Mascați. Deci o duci... O aplică tip mască. Runda a cincea. Puncte duble, nu? Jucăm cu Daniel și cu Andra. Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români. Ce te face să fii botos? Dimineața. Dimineața te face să fii botos. Frigul. Frigul te face să fii botos. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Daniel. Ce te face să fii botos? Lipsa banilor. Ok. Avem. Ce te face să fii botos? Soțul. Așa, văită-te, văită-te. Da, sigur că dai event aici. Păi asta zic. Nici aici n-are cel puțină liniște. Săracu om. Ok, am înțeles ideea. Ce te face să fii botos? Când mă doare ceva. Când mă doare ceva. N-avem varianta asta. Kitty, ce te face să fii botos? Oboseala. Oboseala. Nu zici rău deloc. Avem oboseala. Andra, ce te face să fii botos? Foame. Să știi că da. Bravo. Bravo. Mirabela, ce te face să fii botos? Oboseala. Lipsa somnului. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Claudia, ce te face să fii botos? Cearta cu copiii. Cearta cu copiii. Copiii.
Ia să vedem ce spuneți voi. Datoriile. Am înțeles. Ratele. Am înțeles. Datorii. Am înțeles. Tot datoriile. Am înțeles. Cinciu, șasele și șaptele. Oricare v-ar aduce multe puncte în plus sau v-ar arunca pe locul 2 în supărare și disperare. Răzvan, ce te face să fii botos? Datoriile. Avem acolo lipsa banilor. Avem și datorii? Câștigă această rundă familia Drăgan. Amânarea vacanței. Dar acolo nu e cu botos. Acolo e cu plâns în hohote, nu e cu... Când se strică mașina. Se strică mașina. Ratele la bancă. N-ai voie să ieși cu băieții la bere. Că avem de făcut curat, că vine mâine mama. Păi și dacă iese, devine botoasă ea. Da. Bun! Bun! Un pas mai sus, l-am auzit. Dentistul. Da, așa e, da. Da, când îți face și... Da. O bătaie. O Ce-a? Că săptămâna trecută, luni, tot, toată lumea era... Ce? Runda a șasea? Da. Da, a șasea, da. Puncte triple? Da, puncte triple. Cu capitan? Da, capitan. Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români. Din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Este în vârstă și nu poate urca scările. Ok. Avem... Probleme cu handicap. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Din comoditate. Ok. Bun. Friend, din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Să aibă grădina fața curții. Ok. Fața blocului. Iată, pentru verdeață. Dacă ești blocul liniștit... Din ce Din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Să-și spioneze vecinii. Când intră și când ies. Am înțeles. Cameră 360. Am înțeles. N-avem varianta asta, dar știu foarte bine ce zici. Daniel, din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Că e mai ieftin. Ai rezolvat? Da. Ai văzut? Favorit? Da. Nu, dai acolo. Răzvan, din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Nu este lift. Bun, bravo. Gabriel, din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? E mai răcoros. E mai răcoros? Uite! Friends, din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Pentru parcare. Da, că bagi direct mașina în casă. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Pui frumos la balcon acolo. George, din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Pentru beci. Pentru beci? Mai vezi? Din ce în ce mai jos mergem.
Nu e acolo, dar mi-ai dat verdeață, mi-ai dat beci, e clară direcția. Te ascult? Pentru copii. Pentru copii. Pentru extinderea balconului, extinderea, spre exemplu. Balconului. Să facă balcon. Să facă? Să facă balcon sau să extindă apartamentul. Am înțeles. Pentru copii. Pentru copii. Pentru stat în aer liber. Pentru stat în aer liber. 3-ul și 6-le, 240 de puncte, a cui atunci? De tine ține totul. Dacă îmi dai 3-ul sau dacă îmi dai 6-le, punctele sunt ale voastre. Runda e voastră, jocul este al vostru. Dacă nu... Sunt botoasă. Din ce motiv și-ar căuta cineva apartament la parter? Pentru extindere. Al balconului, bineînțeles. În primul rând e ilegal. Câștigă runda și câștigă jocul familia Ioniță. Ce? Mai multe căi de acces. Adică să iasă pe geamă. La rău de înălțime nu s-a gândit nimeni, domnule. La asta m-am gândit acolo, la buzzer, că din familie nu mi-a zis nimeni rău de înălțime. Eu am stat la 8 foarte mult timp. Și aveam un prieten care stătea tot la 8 și căruia i-au spart mașina și m-a sunat pe mine. Ești tu și vezi că eu nu pot să mă uit în jos. Și mașina urla. Și ce-ai, mă? Ești pe balcon și vezi dacă e cineva la mașină la mine. Păi tu de ce nu ești? Nu pot, că mi-e rău. Și până am ieșit eu... I-a fost rău după aia când a văzut și mașina, în sfârșit. Frică de înălțime, da. Fugeam anta mai repede. Nu avem discuția asta, Gabriel. Ce anume? Îmi place cu gratii la ceau. Ai, domne. A zis Brebluță? Bun. Faci, domne, acolo un mic magazin de cartier, faci o farmacie, faci un ăsta cu cireșică, ați văzut că bubuie. Nu mai e voie, a? Nenorocire. O sifonărie. Ce să iei, mă? Termin, lasă-mă, nu mă mai ajuta în pace. Rundă fulger. Prima am reușit-o? Nu. Hai că poate o reuși pe asta. Nici orice nu crede, l-ați văzut? Poate o reuși și pe asta. Hai că... Dacă nu mai e întrebarea aia cu calciu... Hai, cu calciu, băgăm cu calciu, cu proteină, coadă. Eu vă mulțumesc că ați venit. Și știu sigur că v-ați simțit bine, că v-am văzut rânjite tot jocul. Vă așteptăm oricând înapoi. O, cu siguranță. Mulțumim. Să rămână. Pa. Să rămână. Să rămână. Și eu mulțumesc. Să rămână. Să rămână. Toate bune. Pauză scurtă, revenire pe joc cu rundă fulger. Ei bine, iată-ne din nou ajunși la runda fulger. Avem 2500 de lei pregătiți pentru voi. Cu cine încercăm să îi luăm? 1, 2, haideți! Sunt două manșe, așa cum deja știți. Încep cu tine. Da. Ne vedem mai încolo. Corect. Sunt gazda, ce naiba. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Da. De acord? Da. Cronometru pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Da. Ai întrebări? Nu. Am eu 5. Jucăm? Jucăm. Baftă. Am întrebat 100 de români. Care e primul lucru pe
pe care îl vezi imediat după ce ai făcut ochii. Tavanul. Ce aliment nu trebuie încălzit înainte de a fi servit? Smântână. Ce pasăre are pene utile oamenilor? Gâsca. Ce floare ieftină este totuși un cadou apreciat? Trandafirul. Numește o culoare norocoasă. Roșu. Roșu. Așa aveți și viteză manogică. Nu? Ca la cu mașina mică. Viteză manogică! În sfârșit, vrei să vezi? Hai să vedem. Da. Care e primul lucru pe care îl vezi imediat după ce ai făcut ochi și tu ai spus? Tavan. Tavanul, că e mahmurea la grea. Ia să vedem cum te apasă tavanul ăla. Bun? Ce aliment nu trebuie încălzit înainte de a fi servit? Și tu n-ai încălzit? Smântâna. Așa e smântâna, se servește rece. Ca răzbunarea. Alba bibă. Ce pasăre are pene utile oamenilor? Și tu ai spus? Gâsca. Gâsca. Perfect. Ia să vedem. Bun, bun. Ce floare ieftină este totuși un cadou apreciat? Și tu ai spus? Trandafirul. Trandafirul ăla ieftin furat din curtea vecinilor. Că dacă ai dat la olandez, lași acolo pantalonii. Nu e rău, nu e rău. Numește o culoare norocoasă și aici cred că ai dat lovitura. Roșu. Roșu. Bine, și negru e foarte norocos, dar nu e vorba de culoare aici. Ia uite, 106, foarte bine, domnule. Bravo. Și vine acum Daniel. Domnule, 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, pas. Trece mai departe, ne întoarcem la final. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul acesta. Înseamnă că Gabriel... A dat și el. A dat fix aceeași nebunie și va trebui să-mi dai altă variantă. Jucăm? De acord, jucăm. Suntem bine la puncte, nu e niciun stres. Distrează-te. Super. Baftă. Mulțumesc. Care este primul lucru pe care îl vezi imediat după ce ai făcut ochii? Tavanul. Altceva. Lustră. Ce aliment nu trebuie încălzit înainte de a fi servit? Pâinea. Ce pasăre are pene utile oamenilor? Găina. Ce floare ieftină este totuși un cadou apreciat? Chiocelul. Numește o culoare norocoasă. Verde. Mai aveam timp. Da, am văzut, am văzut, da. Vreți să vedem? Da. Hai să vedem. Daniel, avem 106 puncte. Bravo. Care este primul lucru pe care îl vezi imediat după ce ai făcut ochi? Și tu ai spus? Lustra. Lustra. Alt mahmur. Ia să vedem. Putem trage din aceste două variante de răspuns? Că se doarme pe burtă. Spate. Păi dacă dorm pe burtă și vezi tavanul, e ceva foarte greșit cu camera aia. Cei care au răspuns, bă. Ah, okay. Pe burtă. Favorit? Perna. Cafeaua. Apoi ceasul, tavanul sau peretele, telefonul, soarele, fereastra, televizorul, partenerul. Lucru, cineva a răspuns partenerul. Da, mă rog, nu știu ce partener, așa e, nu m-am băgat unde nu fierbe oala. Ce aliment nu trebuie încălzit înainte de a fi servit? Tu ai spus? Pâinea. Pâinea. Da, acum depinde dacă ar fi răspuns George, ar fi zis că pâinea trebuie încălzită atunci când pui... Usturoiul. Nu, mă referam la alea negre. Aha, da. Caviar. Favorit 31, foarte bine, domnule.
Apoi avem brânza, salata, mezelul, untul, murătura, iaurtul. Ce pasăre are pene utile oamenilor, mi-ai spus? Găina. Găinul. Și era să zic, oaie. Era interesant. Favorit, fazanul. Apoi păunul, gâsca, găina, struțul, vulturul, rața, porumbelul. Ce floare ieftină e totuși un cadou apreciat. Tu ai spus? Ghiocelul. Ghiocelul, domne. E ieftin, crește pe oriunde. Aduce bucurie. Aduce bucurie, iertare uneori. Aia, aduce primăvara. Și puncte. Și puncte doar vreo 5. Favorit, ce crezi că avem aici? Narcisa, laleaua. 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 Apoi trandafirul, garoafa, zambila, ghiocelul, mușcata, narcisa, frezia. Numește o culoare norocoasă. Mi-ai spus? Verde. Verde. Aici ați luat maxim. Avem roșu favorit, apoi avem verde, alb, albastru, mov, galben, portocaliu, roz. Nu reușim, dar ne apropiem. Da. 170 de puncte. Vă mulțumesc, domnule. Haideți cu toți încoace, domnilor. Foarte bine jucat. Bravo. Pentru astăzi, frână. Mergem mai departe. Ediția următoare. Alte 6 runde. Hai, Mirabela, hai. Alte 6 runde, alte întrebări, alte răspunsuri, pardon, alte puncte, alți bani, alte familii. Dar noi rămânem aceiași. Curioși, cu zâmbetul pe buze și bucuroși să vă avem oaspeți. Să fiți bine, să fiți sănătoși.